În care suntem în acest timp, în această primăvară, se numește Vase ale Onoarei. Am început în prima miercuri și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne călăuzește în asta și știu că e ce avem nevoie. Vase ale Onoarei. Se numește Vase ale Onoarei nu doar Vase de Onoare, pentru că nu suntem doar Vase de Onoare. Suntem și Vase care onorează. Amin. Suntem vase care onorează și suntem vase de onoare. Și știu că Dumnezeu va face ceva special cu fiecare din noi. Mâine sărbătorim ce? Ce e o martie? E Ziua Femeii. Mâine sărbătorim, cineva s-a luat de mine rău pe Facebook. De ce sărbătorim Ziua Femeii? Că unde e în Biblie? În Biblie sunt multe sărbători foarte multe, sunt cel puțin șapte, noi avem două pe an, Paștele și Crăciunul, dar în Biblie sunt șapte mari plus multe, multe mici. În Biblie se sărbătorește și se onorează. Amin? În general, când vorbim... Pă, nu, nu, acum nu se mai întâmplă asta, dar în general, când se vorbea despre femeie, cum se vorbea? Unde erau femeile? La ce? La cratiță, nu? Femeile erau la cratiță. Dacă ce aia, femeie... Vreau să vă spun ceva, doamnelor și domnilor, noi nu avem nicio treabă cu asta. Nu ne deranjează deloc. Pe mine nu mă deranjează să fiu la cratiță. Mie îmi place. Uneori stau la cratiță ore întregi și mă doare spatele și mi-aduc aminte că n-am stat jos de multe ore. Așa mi-aduc aminte că trebuie să las cratița și să mai fac și altceva, că mă doare spatele de nu mai pot să stau în picioare. E ok să stai la cratiță, îmi place asta. Dar nu doar femeile stau la cratiță, nu? Și bărbații, cui place? Bărbaților, cui place să gătească aici? Totdeauna. Totdeauna micul dejun face pastorul. Rar îl fac eu. Deci, și avem chiar bucătari. Haideți să-i aplaudăm pe bucătarii din noua generație. Și profesioniști și neprofesioniști. Amin? Toți merită să fie aplaudați. Într-o bucătărie sunt foarte multe vase. Într-o casă sunt foarte multe vase. Mici, mari, de un material sau de altul. Nu știu dacă v-ați numărat vreodată vasele din casa voastră. Nu cred că am o șansă, mi-ar trebui două zile. Am așa de multe vase, pahare, că toate vase, nu? Pahare, vase, containere, cutii, boluri, farfurii, căni, o grămadă. Eu sunt așa de modă veche cumva. Eu am vase pentru Crăciun, de exemplu, pe care le folosim doar la Crăciun. Căni când de cafea, când de apă, când de cafea mai mare. Când trece Crăciunul, le punem în alte vase, din plastic, în garaj. Avem o grămadă de vase. Nu cred că aș putea să le număr. Și cred că nici voi. Dacă mă invitați acasă la voi, cu ce credeți că vin? Cu vase vin. Eu merg cu pahare, merg cu căni, merg cu vase. Vă trebuie, nu vă trebuie, treaba voastră. Puteți să le faceți cadou, dar eu asta vă aduc. Sau vaze. Când eram domnișoară, aveam o fixație cu vasele. Deci aveam atâtea vaze, desigur că nu aveam flori, nu aveam flori să pun atâtea vaze. Dar aveam un pic, dacă vedeam o vază, nu rezistam, dacă îmi plăcea, desigur, nu rezistam. Mă gândeam, îi găseam un loc, nu conta unde. Îi găseam un loc și îi găseam o întrebuințare, dacă îmi plăcea vaza, deci nu conta. Acum am și cu pahare, și cu, am pahare pentru băuturi pe care nici nu le servim. <laughs> Dar avem pahare. De la cele mai mici până la cele mai mari. Avem o grămadă. Cel mai iubit din casă, cred că, este un bol din plastic în care eu fac cremele de brăjituri. Le fac și în robot, pentru că am un robot din ăla deștept. Îi zic, domnul Kitchen, îi zic eu. Adumit pe Kitchen din garaj. E foarte mare. Am o grămadă de vase, dar vasul ăsta, nu știu, cred că trebuie să mi-l arunci tu, că eu nu, vă, nu l voi arunca. Are și un defect, pentru că am făcut, am topit ciocolată în el și are așa un defect într-o parte, e topit, adică. Dar eu tot pe el îl folosesc, deși am încă 10 trebuie să mi-l arunce cineva că eu nu mă îndur. Avem și oale de vase din lemn. Dar lea servim chipsuri, de exemplu, că nu poți să le pui pe foc. Nu poți să-mi pun vasele de lemn nici în foc, nu poți să-mi le pun nici în cuptor. Avem vase din inox. Nu ziceți voi, ce alte materiale? Lemn, inox, din hârtie nu avem Plastic, nu? Ce avem? Ceramică, da, avem ceramică. Eu am o oală, apropo de ceramică, nu știu, acasă e ceramică, lutul. Lutu. Probabil. Ceramică, e un lutars, practic. Avem o oală, asta este e o ofertă, vă fac o ofertă. Avem o oală din lut, care a costat o grămadă de bani și nu îmi place cum se simte gustul de la mâncare din oala Te două ori am făcut și am zis, e în garaj, dacă vrea cineva, o fac cadou cu drag, dacă o folosiți, că nu mă ocupă spațiu acolo. Avem o grămadă, avem vase pentru Gunoaie? Nu? Avem container? Avem un container sub Chiuvetă? Avem un container, un, un coș pentru reciclabile afară pe terasă și avem și două containere la poartă. Avem diverse vase, diverse recipiente din diverse materiale pentru diverse întrebuiințări. Înțelegeți unde mă duc, nu? <laughs> 2 Timotei, capitolul 2 spune așa. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci sunt de lemn, sunt și de lemn și de lut, unele pentru o întrebuințare de onoare, altele pentru o întrebuințare de ocară. Așadar, dacă cineva se curățește de acestea, sper că observați acțiunea proprie aici. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de onoare. Sfințit și folositor stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. Și acum de două soluție rapidă. Fugi de poftele tinereții, tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea și pacea. Împreună cu cine? De unul singur? Nu. Împreună cu cei ce îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Amin? aceste patru calități, dreptatea, dragostea, credința și pacea, sunt cele care ne fac pe noi vase de onoare. În felul ăsta avem o inimă curată. Când ai o inimă curată, ești un vas de onoare și ești așa pentru că funcționezi sau ești întrebuințat în voia lui Dumnezeu și ești în acordul lui Dumnezeu și în aprobarea lui Dumnezeu. Nu poți fi vas de onoare dacă nu ești în voia și în aprobarea lui Dumnezeu. Doar atunci poți fi. Poți fi tu oricât de bun, poți fi tu oricât de deștept, poți fi tu oricât de ce vrei tu. Un vas de onoare nu vei fi decât atunci când Dumnezeu te umple cu prezența Lui. Amin? E important asta. Titlul acestui mesaj din seria Vase de ale Onoarei este Găsit și curățat. Spune cu mine, am fost găsit și am fost curățat. Îmi place mult, îmi place mult cântecul ăsta pe care l-am cântat ultimul, pierdut, salvat. În mintea mea e găsit, curățat și mai departe e un scenariu întreg. Pentru că așa suntem, fiecare din noi suntem găsiți, curățați am avut o viziune, nu, adică de mult timp, de vreo 10 ani, nu mai știu exact, dar mă gândesc eu că ar fi 10 ani. Am avut, am avut o viziune cum era Isus și uh, se apleca și lua ceva de jos, și curăța, și iară se apleca și lua ceva de jos, și mă gândeam ce face oare, ce legătură are cu mine, asta poate. Și la final mi-a arătat un vas, care era un vas care se vedea că a fost lipit din multe bucăți. Și mi-a zis, asta ești tu. Te-am căutat. Te-am curățat, te-am lipit și te-am făcut un vas de onoare. Am primit de la prietenele mele de ziua mea anul trecut acest vas. E frumos. E... Este un obicei japonez în care ei iau cioburi și le pun împreună, le lipesc cu aur și fac din ceva ce nu mai e bun ceva de folosință și le aduce aminte de faptul că orice persoană de pe pământ, oricât de cioburi, oricât de praf ar fi, poate fi făcută întreagă din nou. Amin? Haideți să-i dăm slavă lui Dumnezeu. E așa de minunat lucrul ăsta. Mi-ar plăcea să pot să vă cumpăr la toți câte un vas. Ciobit. Poate mă apuc așa de hobby ăsta. Încep să sparg vase și le lipesc și vi le fac cadou. Ca să vă aduceți aminte ce bun e Dumnezeu, ce minunat e Dumnezeu. El ne repară, el ne găsește, el ne caută și nu ne lasă acolo. Nu ne lasă așa, goi. Ne umple cu prezența lui, ne umple cu pace, ne umple cu bucurie, ne umple cu dreptate, cu credință, cu dreptate. Pune în noi un duh al dreptății. Și toate lucrurile astea se întâmplă când suntem găsiți. Dar vreau să vă spun un lucru, cum am văzut și în versetul ăsta. După ce suntem găsiți și curățați e datoria noastră să ne păstrăm curați. Și ca orice vas care e folosit, ajungi să te murdărești, ajungi să te strici într-un fel sau altul. Ajungi, pentru că ești folosit, pentru că te pui în întrebuințare. De aceea e așa de important să știm oricât de murdare am fi, oricât de cum am fi, la Dumnezeu găsim întotdeauna, prin sângele lui Isus, curățire. Trebuie doar să-i cer, Doamne, ia, ia, din, ia din mintea mea, ia din inima mea cu tare gând, care nu te onorează pe tine și pune gândul tău. Dumnezeu nu va face asta împotriva voinței tale. Vreau să spun, dacă cumva, dacă cumva e supra pe Dumnezeu, că nu ești destul de bucuros. Dacă cumva e supărat pe Dumnezeu că nu ai viziune, dacă cumva e supărat pe Dumnezeu că știu eu ce ai tu nevoie, vreau să spun, El nu va face dacă tu nu vrei cu adevărat și nu faci ceva pentru asta. Am fost și eu în, în capcana asta în care am crezut că e suficient să-mi doresc ceva și Dumnezeu va face. Dar vă spun sincer, împlinesc 23 de ani, cred că anul ăsta, de când îl cunosc pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun, face Dumnezeu miracole. Și pastorul Marin ne-a zis miercurea, la prima miercuri, că atunci când onorăm Dumnezeu, ne dă miracolul pe care îl așteptăm. Dacă n-ai onoare în viața ta, nu vei primi acel miracol. Și face Dumnezeu miracole, dar de cele mai multe ori Dumnezeu lucrează împreună cu tine și cu mine. Amin? Amin. Împreună mergem, suntem parteneri. Și zic, Doamne, vreau să fiu liberă de tristețe sau de depresie sau de ce lucru te confrunți. Și tu ce faci? Stai să aștepți să fii plină de bucurie, de pace, de... Nu! Încep să citești cuvântul. Asta e acțiunea ta. Încep să citești cuvântul. Încep să asculti muzică de închinare. Pentru că Dumnezeu nu va face... Va șterge mintea ta, pac, pac. El nu face asta. Noi nu suntem roboții lui. Nu va apăsa pe un buton, pang, și mintea ta va fi. Sunt oameni care cred asta? <gângă> Încă? Nu. Tu trebuie să faci ceva. Trebuie să te curățești dacă vrei să Dacă vrei să fii curat, te duci la duș, dai drumul la apă, nu? Nu, așa, vreau să fiu curat și pac dintr-o dată ești curat. Așa e și cu Dumnezeu, dacă vrei cu adevărat pace, începe să citești cuvântul lui Dumnezeu, începe să-l primești în inima ta. E, dar dacă tu ești vasul care este curățit, este reparat și gata de folosință. Și după ce se întâmplă asta, tu te umpli din nou cu ce e în lume. Pui înapoi în tine obiceiurile vechi, pui înapoi în tine gândirea negativă, pui înapoi în tine critica și murmurul și pui înapoi în tine lucruri care s-au făcut rău în trecut. Crezi că Dumnezeu mai poate turna ceva în tine? Dacă ești plin de altceva, dacă ești plin de lume, gândul lui Dumnezeu nu mai face sens pentru tine. Nu mai face sens, pentru că ți se pare ciudat. Ți se pare foarte ciudat. De exemplu, dacă tu ești plin de lume și nu ești plin de cuvânt și Dumnezeu ți-ar zice, uh, vreau să fii lider de grup mic. Zice, cum să înceară Dumnezeu așa ceva? Mai am doi copii, am o grămadă de treabă, am o grămadă de responsabilități, de-abia apuc să-i văd, toată ziua muncesc. Să mai am grijă și de un grumbic, Doamne. Serios, am Doamne, încercat prea mult. Așa de mult îmi place atitudinea lui Caleb și a lui Osua. Și mă bucur că noi, ca biserică, vreau să vă felicit pe toți cei care citiți Biblia într-un an cu noi. Felicitări! Indiferent că țineți pasul cu toate capitolele, dar vreau să vă spun, știți ce simplu e? Te costă 15 minute pe zi, atât. De fapt, 12 13, dar eu zic 15 pe 15 minute ca să asculți Biblia și să o asculți pe toată într-un an. Atât. Poți să o faci când te speli pe dinți, poți să faci când mergi în mașină, poți să o faci oricând, dacă vrei. Sau, dacă nu ești obișnuit să asculti 15 minute Biblia, poți să asculti sau să citești ultimul capitol din fiecare zi. Și sigur te va ajuta. Dar citind, citind, mi-am dat seama de Iosua și Caleb. Și... Um, îmi dau seama ce atitudine diferită a avut de celelalte. Nu 12 iscoade erau. Și celelalte 10, ce au zis? Au venit. E foarte greu. Sunt uriași. Va fi distrugere completă. Dacă mergem, ne va termina. Și vin ăștia doi și zic. E foarte greu, într-adevăr. Sunt uriași. Au arme, pregătiți. Noi nu suntem pregătiți. Noi nici nu avem o armată. Noi suntem oameni din Egipt. Făceam cărămizi. Dar Dumnezeu a promis. Dumnezeu a promis că ne dă victoria. Dumnezeu a promis că acel teritoriu va fi teritoriul nostru. Și așa s-a întâmplat. Numai că generația care n-a crezut n-a văzut promisiunea. A fost o generație care n-a văzut promisiunea. Haideți să punem Cuvântul lui Dumnezeu în noi, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să fim acele vase care sunt pline de dreptate, pace, dragoste și credință. Nu știu, nu știu cum aș fi. Adică știu, n-aș fi bine. N-aș fi bine, n-aș fi sănătoasă emoțional, n-aș fi sănătoasă fizic, n-aș fi sănătoasă din niciun punct de vedere dacă n-aș lăsa cuvântul lui Dumnezeu să mă umple. Amin? E important asta și, și e important să, să insist pe asta. Pentru că atunci când Dumnezeu ne dă un ceva de făcut, cum îi zicem în versetul ăsta, o întrebuințare, spune cu mine, o între, întrebuințare. Când îți dă o întrebuințare, nu ți-o dă ca să ți facă viața mai grea. Nu. El ți-o dă ca să te onoreze. Le-a dat un un job, le-a dat o sarcină ca să intre în țara Cananului. Și mulți dintre ei au văzut ca pe o mare greutate și ca și cum Dumnezeu se joacă cu ei și își bate joc de ei. Ca și cum ne pune să facem ce e greu. Când Dumnezeu îți dă o sarcină, o întrebuințare, o face pentru că are în mintea Lui să te onoreze. Amin? Și vreau să vreau să onorez astăzi pe toți cei care ați slujit. Ați slujit în acest loc de dimineață, ați venit înaintea noastră a tuturor. Ați făcut toate lucrurile să arate bine, să miroase bine, să avem ce bea. Atâta, atâta, atâta am băut cafea că am început să tremur. Și am zis, vă rog să faceți fără cofeină. Dar toate lucrurile astea le faceți cu dragoste, le faceți pentru noi. Și vrem să vă mulțumim, vrem să vă onorăm. Ați luat din timpul vostru, da, da. Ați luat din timpul vostru... Ați luat din. Uh, N-ați dormit mai mult ca să ne simțim noi bine, și asta e un lucru atât de fain. Dar pentru că ați făcut asta, spune Biblia: Că celor care fac asta cu, cu drag și cu uh, o inimă bună, li se acordă onoare. Li se acordă onoare celor care slujesc. Amin? Suntem binecuvântați că vă avem. Și celor de la media, nu mai zic. În. Uh, da. Așa suntem ca niște rotițe, fiecare își face treaba lui și fiecare o face cu drag. Spune cu drag. Secretul, dacă mă opresc aici și rămâneți cu asta, când ești întrebuințat și nu o faci cu dragoste, e jale. E jale. Ești ca un chimval așa care sună gol. Trebuie să faci cu dragoste fiecare lucru. Abia atunci, abia atunci ești un vas de onoare. Amin? În Roman 12 cu 10 spune Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Luați-vă la întrecere. Ce expresie. Luați-vă la întrecere în ce privește onoarea pe care vi-o acordați reciproc. Ce lucru fain. Când vezi așa că unul merge încolo, unul încolo, unul încolo, unul încolo. Fiecare să facă ceva, zici că se iau la întrecere. <laughs> care să onoreze mai mult? Care să facă mai frumos? Care să facă mai bine? Ce mulțumit e Dumnezeu! Ce satisfăcut e Dumnezeu când ne vede așa! A fost o perioadă în viața noastră, eu am avut-o, poate și voi, în care am făcut că trebuie. Am făcut pentru că Dumnezeu merită, știam asta. Dar cred că am avut o dragoste egoistă. Pentru că așteptam să fiu iubită ca să pot să iubesc. Sau ca să pot să iubesc mai mult, așteptam să văd măcar un pic de dragoste. Dar Dumnezeu ne-a adus ca biserică să nu ne intereseze câtă dragoste primim înapoi. Să ne intereseze câte dragoste oferim noi. Amin? Vreau să-i dai slavă lui Dumnezeu pentru asta. Nu e așa de important. Una din fete nu-i zic numele, zic mami, nu știu. Mi-e frică ca grupul meu să nu mă iubească. Și am zis, poftim, n-ai înțeles esența. Nu e relevant ca grupul tău să te iubească, e relevant ca tu să le iubești pe ele. Despre asta e grupul mic. Ca tu ca lider, că ele te iubesc sau nu e. E numai. Depinde numai de ele, nu de tine. Poți să fii perfectă și să nu te iubească. Sau poate să te iubească imperfectă. Nu? Este despre ce oferim, nu despre ce primim. Ca vase ale onoarei. Amin? Este important asta. Haideți să vedem ce face o inimă curată. Ce face o inimă curată? Și dacă o inimă curată onorează, o inimă care nu onorează cum e, ziceți voi are nevoie de are nevoie să arunce câteva lucruri afară. Amin? Ce face o inimă curată? Acum noi ne ocupăm de o inimă curată. De ce? Biserica noua generație, vreau să înțelegi bine. Eu cred, asta e ceea ce știu eu, ce cred eu, ce am eu, ce-s convinsă. Că biserica asta este cea mai onorantă biserică. N-am cunoscut așa biserici care să onoreze ca voi. Puneți pres pe asta, și vreau să vă felicit și vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Ceea ce voi vorbi în continuare este ceea ce avem nevoie să auzim pentru că satan e șmecher. Cine de aici știe că e înșelătorul? Asta e numele lui. Înșelătorul, mincinosul. El ne înșală aici, nu în altă parte. Începe să-ți vorbească ție despre faptul că tu meriți să fii onorată în loc să-ți vorbească despre cum poți tu să onorezi. E de tot despre onoare, nu? Primul lucru pe care îl face o inimă curată. Pune pe primul loc onoarea. Spune cu mine, pun pe primul loc onoarea. E adevărat, nu? Că onorezi ceea ce pui pe primul loc, nu? Ceea ce e mai presus pentru tine, lucrul ăla. Dacă vrei să știi ce onorezi, uite-te în viața ta și vezi ce prețuiești mai mult și acel lucru e onorat de tine lucru pe care prețuiești cel mai mult, la ăla te închin ăla e onorat de tine de aceea e important să înțelegem când îl punem pe Dumnezeu mai presus îl onorăm pe el îl onorăm când îți pui soțul sau soția mai presus nu? o onorezi soților nu numai de o martie, dar duceți flori soților voastre Câte o floare. Nu faceți risipă, o floare e suficient. Dacă ați dus câte o floare atunci când ați scurtat-o, sper că ați făcut asta. Duceți câte o floare și după 20 de ani de căsătorie. Duceți câte o floare și dacă îi deschideați ușa la mașină, nici nu pun întrebarea cine face asta, nici nu vreau să știu. Să știți că pasul vostru făcea asta tot timpul. Dar după 17 ani de căsătorie, el încă face asta nu tot timpul, dar cel puțin o dată pe săptămână îmi deschide portiera. E ca să mă, mă, facă să mă simt o lady. Mulțumesc. O face încă, după 17 ani. Dacă tu ca femeie te aranjai, te nu știu ce, te bibiliai, aveți cuvântul ăsta, bibiliai? Bibiliai, nu știai. Când erai domnișară, după ce te-ai căsătorit, nu mai te bibilești. Deja ești luată. Nu, e tot un fel de a onora. E tot un fel de a, de a, de a spune, în pasă de părerea ta, te onorez, îmi... vreau să te pun mai presus. E adevărat? Nu vă convine. Copiilor. <laughs> nu e așa, că sunt, e foarte tentant. Când mama voastră sau tatăl vostru vă face micul dejun și vă pune pachet la școală, să vi se pare ca și cum e normal? E tentant în loc să spui zici, ce mi-ai pus astăzi? Cașcaval. A, eu vreau în carne. Sau ce mi-ai pus astăzi? Carne. A, eu vreau în cașcaval. Ce-ar fi să zici? Îți mulțumesc din inimă că mi-ai făcut asta. Îți mulțumesc, mami. Îți mulțumesc, tati. Cum ar fi? Ar fi frumos. Ar fi onorant. E adevărat? În Biblie nu scrie despre toate situațiile sau toate exemplele posibile din lume în care putem onora. Dar scrie principiul. Scrie ce înseamnă când onorezi și spune să pui mai presus. Atunci onorezi. Să pui mai presus. Atunci când dăruim celor care nu au. V-ați gândit la asta că atunci când dăruiești celui care nu are, sau să zicem, nu are la fel de mult ca tine, îl pui mai presus? Pentru că și tu ai nevoile tale. Și eu am nevoile mele. Atunci când ajut pe cineva, pun mai presus persoana aia, O onorez, de fapt. Îl onorez pe Dumnezeu. Onorez persoana aia. Îi dau demnitate, poate. Când simți să dăruiești mai mult, nu te opri. Pentru că în momentul ăla tu onorezi. Onorezi efectiv. Asta înțelege Dumnezeu prin onoare. Să pui mai presus. Și îmi place și în proverbe 3 cu 9... De sunt sigură că știți versetul ăsta, vi-l aduc aminte. Onorează-l pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi, adică pune mai presus de orice, roade din tot venitul tău. Asta nu se referă la momentele alea în care auzi că cineva a dăruit și atunci dai și tu ca să nu fii vinovat, așa, nu te să zici, Doamne, și-am dat. Nu. Nu are nicio legătură. Are legătură cu atitudinea aia în care, în primul rând, face asta. E pe primul loc. Înainte de toate, face asta. Dumnezeu nu are nevoie de lucrurile noastre, nu. Dar are nevoie să vadă unde e el în ierarhia noastră. Să vadă cine e mai presus. E Lidl mai presus, e Eon mai presus, e taxa la școala fetelor mai presus, hainele mai presus sau e El mai presus? Trebuie să zic că luna februarie nu mi-am dat seama, dar am sfeclit-o cu asta. nu mi-am dat seama, nu mi-am Nu mi-am plătit toată zecea la. Nu știu cum am ajuns așa, se întâmplă. Și când făceam mesajul ăsta, am realizat. Și eu nu mi-am plătit zecea la pe februarie, nici pe martie. Bine că pe martie încă nu e târziu, dar am fost așa, am zis, Doamne, cum de ce am, de ce am ajuns așa? Ce, nu mai te iubesc? Pentru că o fac din inimă. Pastorul zicea, când îți pui pe inimă, faci acel lucru. Când îți pui pe inimă și am zis, Doamne, am pe inimă asta de 23 de ani, am pe inimă. Am pe inimă să nu sar nicio lună. Cum de mi s-a întâmplat? Se întâmplă. Nu mai săpăcim. Ne mai încurcăm. Dar Dumnezeu e pe primul loc și nu-i făcut decât cu dragoste. Cu dragoste. Amin? Pentru că ce iubim, onorăm, punem mai presus. Ok, uitați-vă la mine, bine. <laughs> Faceți-mi cu mâna. Cine, cine e cu mine în asta să facă cu mâna? Așa, bine, toți. Dumnezeu vrea biserică să punem iubirea de El, care este din cultura bisericii. Iubim pe Dumnezeu, iubim oamenii, Iubirea de El pe primul loc în viața noastră. Imaginează-ți cum ar fi viața ta dacă fiecare decizie pe care o iei, o iei în funcție de cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Dacă fiecare. Dacă lucrurile prin care treci tu în fiecare săptămână, în lucrurile alea, în deciziile alea, în relațiile tale, cu familia, cu oamenii de la job, e faptul că îl iubești pe Dumnezeu în primul rând. Cum ar fi viața ta? Vreau să zic cum? De calitate. De calitate ar fi. Pentru că îl pui pe Dumnezeu pe primul loc și când tu-L onorezi pe El, El te onorează înapoi. El, te onore... el nu rămâne dator în onoare. Nu poți să-L depășești pe Dumnezeu cu onoarea. Mai cum, credeți-mă, cu nimic nu poți să-L depășești. Amin? Și faptul că sunteți aici înseamnă ceva. Vreau să spui celui de lângă tine. Sunt aici pentru că îl onorez pe Dumnezeu. Și îl pun pe el pe primul loc. Da, biserică, da, zic, ești o biserică care onorează. Pui pe Dumnezeu pe primul loc, în prima zi din săptămână, în loc să faci curat în casă sau să te relaxezi sau să te duci la cumpărături sau să faci ce crezi tu, că mai trebuie să faci pe acolo. Zici, nu. Vin și uh, dau atenție la mesaj, dau atenție la închinare, stau cu Dumnezeu și în felul ăsta îl onorez. Este ce cea mai evidentă formă de onoare. Amin? E foarte tare asta. Pentru că o inimă care onorează pune pe primul loc. Nu aștepta ca celălalt să facă un bine pentru tine. fă tu. fă tu. Nu aștepta să fii iubit. fă tu. Nu aștepta să te laude cineva. Laudă tu. În loc să aștepți, dăruiește. Și vezi putere în asta. Vezi tu cum nu mai ești trist Vezi tu cum nu mai ai anxietate? Vezi tu cum lucrurile astea se pleacă din, zici că se risipesc? Se disipează ca și cum n-au fost? Pentru că tu faci, ce am zis, voia lui Dumnezeu și ești în aprobarea Lui. Amin? E foarte important. Deci care este primul lucru pe care îl face o inimă curată? Pune onoarea pe primul loc, mai presus de orice. Al doilea lucru, pune onoarea în cuvinte. Onoarea are atașată de ea cuvinte. Nu se poate, ca și dezonarea. Nu poți să onorezi fără să folosești cuvintele, semnele, gesturile poți, dar fără cuvinte nu poți onora. Trebuie să pui în cuvinte. Ați observat că toate scrisorile astea lui Pavel, epistolele, încep cu onorare? Zi, mereu scrie... Celor din cutare loc le transmit salutări, le mulțumesc, le doresc sănătate, îi laudă. Pavel avea, avea, o, avea, cuvinte de onoare față de femei, să știți. Le zice parteneri de lucrare. Avea câteva parteneri de lucrare. Dacă mă, zic, dacă mă să vă zic numele lor, fără să, fără să mă uit de aici, nu pot numai câteva, dar avea pe Priscila, Fivi, Maria, Iunia, Trifena, Trifosa, Persis, Iulia, Lidia, Elodia, Nimf. Vă rog să nu puneți numele acestea la copiii voștri. <laughs> Sau dacă puneți, rugați-vă bine înainte. Ca să le putem pronunța. Nu că biserica noastră ar avea nume normale la copii, dar. Trebuie să le înveți, trebuie să-ți minte, trebuie să zică de 10 ori. Cum îl cheamă? Așa, ah, ok. Peste 5 minute. Cum mai să-l cheamă? Greu, greu îți minte. Dar asta și mai și. Um, ziceam că. Atunci când onorezi și tu faci slujești cu onoare, ești onorat înapoi. Și uitați ce spune 1, Timotei 3. Cei ce slujesc bine, ca diaconi, practic, ce s-a întâmplat, ce face Welcome în timp, dobândesc un loc de onoare. Cei care ați slujit astăzi, cei care slujiți în fiecare săptămână, să știți că dobândiți un loc de onoare. Amin, dacă o faceți cu inima, desigur. Asta până la prima evaluare. Eu fac evaluări. E de onoare până fac evaluare și atunci vedem. Mai vedem. Dacă a mers ceva bine sau nu. Clumesc. Dar aveți grijă. Aveți grijă ce vorbiți cu persoanele care sunt de față. Aveți grijă ce vorbiți despre persoanele care nu sunt de față. Amin? De când, sunt, de când au fost fetele mici, nu le-am permis să zică ceva urât de altcineva. Dacă vrei să te duci la cineva să-i spui ce a greșit, du-te și spune, dar nu vorbești urât. Nu vorbești urât. Nu dezonorezi, pentru că toți suntem în imaginea lui Dumnezeu. Dacă ai o problemă cu cineva, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cartonașele astea, să știți că n-am uitat, dar nu am ochelarii. O să mă rog la final, nu acum. Îi <laughs> mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste cartonașe, că am avut o revelație. De când avem aceste cartonașe, oamenii nu se mai ceartă în biserică. De ce? Pentru că nu-și mai zic unul la altul ce probleme au. <laughs> nu se mai duc la cutare. De ce mi-a făcut cutare. Roagă-te pentru mine. De fapt, nu mă vrei să te descarci. Nu te interesează așa de mult dacă se roagă pentru tine sau nu. Dar tu vrei să zici, oful, ce mi-a greșit cu tare. Nu, în biserica asta nu e așa. Pentru că dacă cineva ți-a greșit, tu scrii acolo, am nevoie să ieri pe cineva. <laughs> și noi ne rugăm și tu ierți. Nu e tare. Așa că vă încurajez. Scrieți, chiar ne rugăm. Și voi care ați iertat, sunteți dovada vie. <laughs> e important să nu, te, nu vorbești cu cineva de nemulțumirea ta. Asta e murmur. Vorbește cu persoana care ți-a greșit sau vorbește cu liderul tău, că nu scap de chestia aia. Nu scap până nu o faci așa cum trebuie, așa cum scrie în carte, în cartea care se numește Biblia. Când nu e șeful de față, nu vorbiți rău despre el, poate să fie cel mai rău șef. Mai bine îl binecuvântați. Aveam, uh, când fetele erau în clasa 4, -a, în clasa 1-a, 4-a, uh, îmi scapă cum e primară? Școala primară? Uh, mi-a fost foarte greu să o iubesc pe învățătoare. Ce doamne, de ce m-ai trimis la școala asta, că sunt atât de chinuită? Această doamnă punea așa un negativism pe toată, pe to toată clasa. Când mergeau de acolo, părinții erau în transă. ziceai că-s duși, toți părinții, își puteau copiii acasă. Nu chiar, dar ajungeai. Pentru că așa era, Până când Sfânt mi-a zis, ia începe tu să o și începe să vorbești despre ea cum vrei să fie. Trebuie să vă zic că n-am cules aceste roade, dar alții poate le culeg. Pentru că am început să vorbesc despre ea ca e calmă, am început să mă rog pentru ea lucruri bune și poate că într-o zi alții se vor bucura de aceste lucruri bune, vor beneficia de ele, amin? Nu cum a făcut echipa media. Săptămâna trecută i-am prins că mă bârfeau. Râdeau de bretonul meu. Am filmat ceva și mă duc eu așa brusc. Și ei sunt așa, termină. Zic de mine, vorbeați de bretonul meu. Am ieșit. V-am iertat, să știți, v-am iertat. Aveți grijă ce vorbiți și ce faceți, da? Că n-ați vrut să fiți descoperit, dar Duhul Sfânt m-a dus. Ca să vă aud. Nu v-am auzit, sincer, nici nu m-am auzit. Numai fața voastră mi-a zis. <gură> Ochii voștri. E adevărat sau nu? Haideți să schimbăm cultura din casele noastre. Haideți să schimbăm de la copii. Haideți să schimbăm de la sau soție. Haideți să ne onorăm. E numai bun. E numai bine în a onora. E numai se vă bună în a onora. Amin? E important. Tatăl meu înjura tot timpul. Trecea un nor pe cer. Nu trecea în direcția bună. Trecea în altă direcție, nu în aia în care vreau el. Și înjura norul ăla și eu ziceam, mă, tată, vântul e de vină. Ce vină are norul ăla, că vântul duce? Păi s-a apucat să înjure vântul, dar... Nu mă zic, el, omul care avea capul ca o enciclopedie, vă zic, deci eu nu pot să înțeleg un om care era, puteai să-i pui orice întrebare vrei tu și el îți răspundea bine, tot, să dea detalii. Și mă gândeam, mă, cum poate un om așa, cu capul plin, să înjure în halul ăsta? Așa repulsie am avut toată viața mea de înjurături, nu vă puteți imagina. Mă simțeam ultimul om dacă ziceam la cineva proastă în școală. Fac, am greșit, veneam acasă și plângeam. Dar ce ai făcut tu? I-am zis, dar cu tare proastă. Nu, nu mi-a plăcut niciodată. Nu am, nici nu m-am simțit bine în prezența celor persoane care, care înjură. Nu că nu iubesc, dar nu-mi place să stau în prezența lor, pur și simplu. Și lucru bun din asta e că atunci când suntem în jurul sau cu oamenii care înjură și știu că suntem pastori, oamenii ăia nu înjură. Ce fain, nu? Știu că suntem pastori și se abțin. Și bă, se înjură și și-au se și dat seama că sunt cu noi și tac. Oh, aleluia! Asta e bine. Știți că nu e bine că că le spui la oameni că ești pastor sau așa? <laughs> Marin, când mergea la tuns. Deci vă zic, de atâtea ori a venit acasă altfel. <laughs> mergea la tuns cu o poză. Cu o poză pe telefon. Și zicea, așa vreau, știi? Da. I-a zis, iubire, te rog din suflet. Amână cât poți până la final răspunsul la întrebarea cu ce vă ocupați. Te rog din suflet, nu zic că ești pastor, numai la final. Dar nu se putea abține. <sus> Cred că de -aia. normal că atâția. Sunt mulți frizeri pe care tu ei condus la Dumnezeu. A meritat, dar el venea acasă cu altă freză. Și eu ziceam, măi, mă piră dar nu așa te-ai dus, aveai altă poză. Ce zice, tu așa mă face. <sus> Când le zic că sunt pastor, mă tun diferit. <sus> și am zis, „Bai cum? Zice, nu știu, mintea lor trebuie să arăt ca un bătrân, nu știu. <gântu -i> A zis, te rog din suflet, îl să promită, nu mai zic că ești pastor. Inventează ceva până la final și după aia zici, am mințit, <gântu -i> sunt pastor. Dar vreau să mă tunzi așa că am poză, doar atât. <gântu -i> nu se mai întâmplă asta pentru că avem frizerul unde ești frizerul de sus. Haideți să dăm slavă lui Dumnezeu pentru frizerul bisericii frizeria se numește frizeria lui. Cea mai bună din oraș. Dar, de multe ori, oamenii, când aud că ești creștin, îl asociază pe Dumnezeu cu tine. E adevărat? E adevărat? Tu asociezi oamenii despre care știi că sunt creștini cu însuși Dumnezeu. Și dacă un om nu are onoare, dacă își dă cuvântul și nu-l ține, dacă face alte chestii, dacă se enervează din orice, dacă îi sare țandăra din orice, dacă se lasă ofensat ușor, dacă murmură și critică. Vreau să spun, dacă ești persoana aia, oamenii îl vor asocia pe Dumnezeu cu tine. Și când alți oameni îi vor spune despre Dumnezeu și despre biserică, se vor gândi, îmi place Dumnezeu ăsta lor, Haideți să onorăm. Haideți să lăsăm un miros bun în urma noastră. Știu că Dumnezeu nu are nevoie să fim noi avocații Lui, să fim noi cei care, cel care îi corectăm sau îi îndreptăm imaginea. Dar noi putem proiecta o imagine a Lui Dumnezeu incorrectă. Dacă nu avem onoare. Luați un pic asta în voi. Când tu onorezi, Dumnezeu e onorat. Când tu vorbești frumos, Dumnezeu e Onorat. Când tu dai întâietate, Dumnezeu e onorat. Când tu dăruiești, Dumnezeu e onorat. Când tu îți apreciezi familia, Dumnezeu e onorat. Când tu îți apreciezi oamenii din jur, indiferent dacă ei te apreciază pe tine sau nu. Insist, Dumnezeu e onorat. Și zice Biblia, și atunci oamenii vor vedea bunătatea lui Dumnezeu și o să-i dea slavă cui? Ție? Nu, lui Dumnezeu. E important să pui pe, la locul potrivit onoare. Amin? Și al treilea. Spune așa. Care a fost primul lucru pe care îl face o inimă curată? Pune onoarea pe primul loc. Al doilea lucru, pune în cuvinte onoarea. Al treilea lucru, pune preț pe onoare. Ceea ce Ceea ce tu consideri că e de preț pentru tine, vei apăra. Vei pune în siguranță, nu? Dacă te duci într-un autobuz și ești bărbat și multe lume în jur ce faci? Îți protejezi ce? Sau portofelul, nu? Dacă ești femeie, așa ți geantă și... Sau, hai să nu zicem portofelul, nu mai e relevant. Telefonul. Îți protejezi telefonul, ți-l ții acolo bine, bine, ca nu cumva cineva să ți-l ia, că e telefonul. Ceea ce prețuiești, protejezi. Dacă onoarea e ceva ce tu prețuiești, vei proteja onoarea. Te vei lupta pentru ea. Va însemna ceva pentru tine, amin? E important. E important acest lucru. Pentru că cu cât prețuiești, cu atât vei avea de beneficiat din onoare. Cu cât prețuiești onoarea, cu cât o oferi, cu atât, vei, cu atât mai mult vei avea de beneficiat în urma ei. Vă aduceți aminte de noi. Am, cit -am citit nu de mult, da? Noie. Cel care a construit o arcă. Când nu exista ploaie pe pământ. Nimeni nu văzuse ploaie până atunci. Cel care a făcut o arcă în detaliu și a ascultat de Dumnezeu și a, împotriva tuturor lucrurilor care s-au întâmplat și vorbelor pe care le-au auzit și tuturor ciudățenilor cu care s-a confruntat până când arca a fost gata. Acest noi ajunge pe uscat și noi în mintea noastră rămâne acolo. Nu rămâne acolo povestea. Continuă povestea, pentru că noi plantează o vie. plantează o vie și face vin. Și după ce face vin, ce face omul? Se îmbată. Nu mai conta nimic. Nu mai conta că noi a fost omului lui Dumnezeu. Nu mai conta că noi a făcut așa multe lucruri. Nu știu cât a trecut de la momentul potopului până când noi a experimentat acest lucru. Știm că a mai trăit 350 de ani, dar în total el a trăit 900, aproape 1000, 950 sau așa ceva. Deci gândiți-vă că 800 de ani noi a fost omului Dumnezeu și apoi se îmbată și wow, ce lucru grav a făcut! Nu zic să vă pătați, nu. Dar înțelegeți. Și fiul lui mai mic, ce face? îl vede și vine și râde de el, desigur, îl desprițuiește și vine și le zice celorlalți frați. Uite ce a făcut data. Ce fac ceilalți doi? Ia o învelitoare, se duc cu spatele, nici nu se uită la, la noi. se duc cu spatele și îl învelesc pe tatăl lor, care a greșit, care a păcătuit. Ce a adus Onoarea asta în viața celor doi fii ai lui. Moștenirea. Moștenirea, pentru că Ham n-a moștenit nimic. El, el a devenit uh, neamul din Canaan, care a fost învins. Și imaginați-vă, din, din fiul cel mai mare se trage Avram și cele două iscoade Caleb și Iosua se treceau din Avram. Care au moștenit. Amin? Când noi onorăm, moștenim ce are Dumnezeu de dat. Nu vreau să acoperim păcatul. Nu vreau. Și nu avem cultura asta în biserică, voi știți bine. Indiferent cine e. Dar acoperim onoarea. În 17 ani de când sunt aici, în Mureș, voi știți când cineva a greșit primul lucru pe care îl zicem noi care e. Nu mai contează ce a făcut. Nu mai contează ce ai făcut, contează ce vei face. Atât. Contează ce vei face. Că ai greșit, că n-ai greșit. Da, sunt consecințe, dar pentru noi nu mai contează ce ai făcut. Nu te vom vedea cu alți ochi. Mi-aduc aminte odată, chiar la început, când au început grupurile, cineva a venit și mi-a zis de alt lider, care era uh, un lider. Și mi-a zis niște lucruri urâte despre acel lider, despre acea femeie. Și am zis, uite, nu te supăra, nu vreau să ascult. Nu vreau să ascult. Am avut în inima mea să pun această femeie ca lider. Până la proba contrarie, nu vreau să ascult. Ce credeți? Cuplul ăsta care critica, după ceva vreme a plecat din biserică, persoana pe care am apărat-o este și acum cu noi și este lider încă. Amin? De ce? Pentru că Dumnezeu onorează. Nu scoate în evidență repede ce greșește cu tare, cu tare, cu tare. Asta e jobul tău? Jobul tău e să iubești și să ajuți. Amin? Dacă cineva greșește, ajută-l să se ridice. Nu împrăștia la toată lumea ce a făcut. Că nu-l ajuți, îl dărâm. Fii ca copiii, ca fii mari, cei mai mari al lui Noe. Acoperă și ajută. Îi mulțumim pastorei Atena Bloj pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație. Dar nu te opri aici. Intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!